Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic despre cartea Genezei și avem astăzi subtitlul Cain și moștenirea lăsată de el. Noi vedem în această lume de catastrofe care se întâmplă zilnice, că omul a decăzut. Foamea, tea, boala, dușmânia între oameni, dovedesc că omul se găsește în deplină autodistrugere. Și războiul care îl avem în prezent dovedește același lucru. Omul nu trăiește ca să susțină viața, ci omul trăiește ca să o distrugă. Și de ce aceasta? Pentru că nu-și cunoaște originea. Pentru că el se înșală în sine însuși, crezând că este Dumnezeu. Și de aceea el crede că s-a făcut singur din supa primordială. Atunci viitorul lui e sigilat pentru că nu are nicio șansă de a supraviețui, pentru că el trebuie să se autodistrugă. Istoria aceasta de șase de ani dovedește acest lucru. Pe când cei care își recunosc identitatea lor, originea lor în Dumnezeu, vor rămâne și vor arăta că există și o mântuire pe care Isus Hristos le va da în zilele noastre când... Se va întoarce. Ne uităm un pic înapoi. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa și l-a pus sub o lege a eredității. Aceasta înseamnă că omul avea să fie o singură viață din care toți indivizii din această viață apar. Așa cum a făcut Dumnezeu natura totul și a pus sub legea eredității tot ce trăiește și o sămânță, ea este prima, și din ea vin alte sămânțe, o pui pe aia din aia se fac iarăși 10 sau 50 de semințe, dar ele toate vin din prima sămânță, din prima viață pe care a făcut-o Dumnezeu. Așa și viața lui Adam. Dumnezeul l-a numit pe om, om. El i-a dat viața, el i-a dat numele de om, i-a dat identitatea. De aceea Eva a fost făcută din Adam și ea este un individ, un individ care trebuie să trăiască fără Adam, pentru că ea este dependentă de Dumnezeu. Dar viața ei e doar o continuare, o înmulțire a vieții lui Adam. Așa putem vedea aceasta pe întregul Pământ, în toată natura aceasta. Cine neagă această lege, o neagă tocmai datorită erorii care este în el. Dacă n-ar fi existat o alternativă, așa zis, față de Dumnezeu, dacă guvernarea sa n-ar fi fost atacată de Satana și îngerii săi, niciodată omul n-ar fi fost pus la o, să zicem așa, un test. Dar testul era foarte simplu. Dacă n-ai nevoie să mori, nici n-ai să te duci la cel pom. Pentru că Dumnezeu zice: Nu poate nimeni să trăiască în afară de mine. Dar dacă o va face, va trebui să moară dacă el crede că poate să trăiască în afară de mine. Deci pomul dovedește că nu există alternativă la Dumnezeu și, cum am văzut data trecută, oamenii s-au înșelat. Adam și Eva se înșeală în sine însuși și astfel se separă de Dumnezeu. Ei cred că ar putea să trăiască fără Dumnezeu, dar prin aceasta ei nu fac altceva decât să se lege de satana. Există o eroare, o înșelăciune cumplită care aduce în urma ei moartea. Adam și Eva văd că sunt goi. Ce înseamnă aceasta? Goliciunea lor dovedește că sunt morți. Viața lui Adam e o viață care nu mai trăiește. Și ca atare, toți copiii care se nasc și îl avem pe Cain și pe Abel în această lecțiune, sunt primii fii care s-au născut din viața aceasta. Ei sunt indivizi, cum vedem. Ei pot să acționează fiecare în dreptul său. Dar sunt tot din aceeași viață. Important să înțelegem acest lucru, altfel nu putem înțelege nici mântuirea. Acum, întrebarea se pune și am pus-o și data trecută: cine dă consecințele? Cine a decis moartea lui Adam? A fost Adam? A fost Satana? Cine a decis-o? Este evident că dacă Dumnezeu este Creatorul și Legislatorul, el este singurul care poate să o decidă. Dumnezeu a făcut ca totul să funcționeze după o schemă clară, generală. Toți sunt dependenți de puterea activă a lui Dumnezeu. Toți trebuie întâi ca să și împlinească datoria pentru care au fost creați să preia această putere, ca apoi, punând-o în aplicare, să și împlinească scopul creației. Și omul a fost creat ca să fie guvernatorul, să fie administratorul Pământului și a sistemului nostru solar. Și când el, atât timp cât a fost dependent de Dumnezeu, el era un canal bine funcționabil. Pământul nu era în niciun pericol de distrugere. Dar în ziua în care el a mâncat, când el s-a înșelat, el s-a separat de Dumnezeu și din el nu poate să iasă decât răul. Datorită acestei schimbări a identității, pământul, așa zis Dumnezeu, a fost Blestemat. Femeia a fost făcută să aibă dureri. Dar n-a fost că legislatorul a vrut să producă dureri sau să blesteme pământul, ci pentru ca să dovedească această autodistrugere a omului. El folosește acest limbaj, zice, vei vedea că totul în jurul tău acum nu mai este. Viu nu mai este așa cum trebuie, ci este distrugător. Omul a început prin schimbarea lui, a început distrugerea acestei planete și a tot ce Dumnezeu crease în mod perfect. Cine i-a dat consecința? Cine poate să fie judecătorul? Dumnezeu singur. Cine poate să fie doar executorul sentinței, tot numai Dumnezeu este acela. Vreau să fim foarte clar, să nu avem nicio îndoială. Dumnezeu este acela care are toate în mâna sa. Da, ceea ce noi facem, ceea ce luăm și dăm, este în mâna noastră. Însă Dumnezeu, în ciuda acestui fapt, pentru că folosim puterea Lui, El o guvernează spre bine, Deși noi, tot ce facem din noi este rău cu această identitate greșită. Și acum vrem să înțelegem acest în ziua în care vei muri, vei muri negreșat, negreșit. Adică a murit Adam în ziua în care a mâncat din fruct, da sau nu, și ce este moartea? Și așa cum toți înțelegem, fără ca să ne uităm în dicționar, Moartea este o stare din care nu se mai poate ajunge înapoi. Aceasta e moarte. Adică, dacă a intrat odată în această stare, nu există recuperare în ea. Toți așa gândim. Și asta este și definiția corectă a morții. Tot orice lucru de la care poți să revii nu este moarte. Isus era întrebat, zice, hai că a, a murit fetița, nu mai veni că a murit. Și Iisus zice, n-a murit, ea doarme. Și el a dovedit că doarme pentru că a dus-o din somn, care unii numesc moarte, înapoi. Moartea are ca definiție o stare din care nu mai există recuperare. Aceasta e moarte. A murit Adam? Deci a intrat el în momentul când s-a înșelat și ca a mâncat într-un stadiu irecuperabil? Sigur că da. Și aceasta este primul lucru care trebuie să-l înțelegem și iară folosesc cuvântul odată pentru totdeauna. Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească Împărăția Lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea viața lui Adam a intrat în moarte exact așa cum a spus-o Dumnezeu. A devenit putredă. Și dintr-o viață putredă, nu mai poți scoate o viață neputredă. Este imposibil. Moartea în care a intrat Adam a fost în acea clipă, în acea zi, exact cum a spus-o Dumnezeu. Este o stare de recuper rare, din care nu mai poți ieși. Aceasta este moartea. Dar acum, pentru că folosim moartea și pentru somnul trecător, ajungem câteodată în confuzie. Dar sper să putem discerne aceste lucruri. De aceea, pentru mine, puterea, așa zis, a morții și-a pierdut. Uh, cum să zic, asprimea, pentru că știu că este trecătoare. Și moartea în sine, de aceea oamenii jelesc și sunt într-o problemă mare, pentru că ei cred că moartea care omor, omor, omor oamenii acum este ceva irecuperabil, ceva veșnic. Dar nu este așa. Ea este doar un somn. De aceea va trebui să nu confundăm moartea aceasta, care este un somn, cu moartea care este într-adevăr moartea și anume un stadiu, o stare de irecuperare. Hai dați să înțelegem aceasta și să pornim de la acest lucru foarte clar și apoi să ne punem întrebarea, omul mai are o șansă? Dacă noi toți ne naștem într-o stare de irecuperare, atunci ce șansă mai avem? Noi de aceea ne punem această întrebare pentru că n-am înțeles sistemul de, să zic eu așa, de operare a lui Dumnezeu. Cum El a făcut posibil prin planul de mântuire o salvare a omului. Dar nu prin aceea că face această viață putredă să fie neputredă. Pentru că asta nu se mai poate. Și dacă vrem să studiem astăzi și vom studia moștenirea lui Cain, care vom vedea este o religie care de fapt spune că viața aceasta este recuperabilă. Trebuie doar în viața aceasta să Faci anumite reforme, să schimbi anumite lucruri. Și atunci aia este o viață bună și recuperabilă. Aceasta este moștenirea religiilor sau religiei false, că există doar una bună și aia falsă, care nu știe că această stare în care a intrat Adam și în care se nasc toți moștenitorii săi. Sunt într-o stare de irecuperare. Planul de mântuire al Dumnezeu l-a făcut ca fiul său să intre în această viață moartă, irecuperabil. Ca el, în primul rând, să o elibereze de firea păcătoasă cu care s-a născut, de eroarea din el. Ca apoi, prin moarte, prin aceea că el moare pe cruce, practic să. O omoare definitiv, cum să zic. Să dovedească tuturor că această viață nu este viață, este o moarte. El nu putea să reformeze viața în care a intrat. După ce a curățit-o, în el însuși a răstignit-o pe cruce. El a folosit doar materialul vieții vechi, ca prin înviere să creeze o viață complet nouă, o viață veșnică. Aceasta nu mai are capacitatea de a păcătui, pentru că este născută din Dumnezeu. Ea este unită cu Dumnezeu. O separare de Dumnezeu în această viață nu mai există. Și aceasta oferă tuturor celor care s-au născut morți, ca prin credință să ajungă la viață. De aceea Ioan 5 cu 24 zice, toți cei care cred în mine au trecut de la moarte la viață. Pentru că aici ești mort, doar în asta o trăiești. Adam și Eva au crezut și au intrat în viața nouă. Cain nu a crezut. Și vom vedea istoria lui imediat. Abel a crezut și a intrat în viața nouă. Dacă viața veche ar fi recuperabilă, atunci din ea s-ar putea scoate un singur lucru bun. Dar nu se poate scoate nimic bun din acea viață moartă. Ea doar i s-a prelungit, așa zis, nu existența, dar ni s-a prelungit nouă existența noastră pentru că există o cale de scăpare. Dar aia nu există prin aceea că noi renovăm viața veche. O îmbunătățim. Ci singura posibilitate este să o răstignim. Și prin răstignirea celei vechi, să prin credință să intrăm în viața nouă a lui Hristos. Mielul pe care l-a tăiat Dumnezeu, Isus Hristos, imediat după ce au păcătuit Adam și le-a făcut hainele noi, nu reprezintă decât viața nouă. Viața lor veche nu mai are șansă. De aceea, mai târziu, în serviciul din sanctuar, ne arată acest schimb al vieții: Omul păcătos nu mai are viață în el, este mort. El are nevoie de o viață nouă. Este viața curată acestui animal pe care el, prin credință, o preia. Dă viața lui necurată asupra animalului. De aceea, animalul trebuie distrus, pentru că el acum reprezintă și a preluat moartea, a preluat această viață păcătoasă, moartă. De aceea, ea trebuie este omorâtă, pentru că nu are nicio șansă de a trăi. Și cine o moară este Dumnezeu însăși, pentru că El lasă foc din cer să cadă pe jertfa lui Abel. Cain și Abel se nasc în aceeași condiții. Ei amândoi au firea păcătoasă, au eroarea, identitatea greșită. Abel o cunoaște, el își cunoaște nevoia a unei vieți noi. El știe că este mort. De aceea el, prin punerea mâinii pe acest animal, el dă viața lui veche animalului și el preia viața nouă a animalului. Și asta este simbolistica care trebuie să o înțelegem. Și apoi îl taie și îl pune pe altar. Altarul reprezintă crucea în care moartea este răstignită, în care viața veche este omorâtă complet. Asta e destinația ei. Și acolo, pe altar, el a pus mielul înjunghiat din care a scos grăsimea care reprezintă firea păcătoasă. Pentru că ambele trebuiau arse pe altar, așa și Hristos a ars întâi firea păcătoasă și după ea toată viața. Dar cine a adus jertfa? Cine a, a distrus moartea veche sau viața veche prin moarte? Omul sau Dumnezeu? E evident. Nu scrie aici că a căzut foc din cer pe a lui Abel, dar scrie în restul Bibliei că așa Dumnezeu ascultă rugăciunea când era pus pe altar, că dea foc din cer, ca o confirmare că Dumnezeu este acela care distruge păcatul și distruge moartea, viața moartă prin moarte dacă putem să înțelegem acest lucru. Și astfel, prin credință Abel, luând identitatea nouă a mielului, el este un om neprienit și a trecut de la moarte la viață. El e viu. Chiar dacă fratele său îl omoară mai târziu, nimeni nu-i poate lua viața nouă. Pentru că este ascuns în Hristos. Da, el doarme, Așa cum a spus Isus că moartea este un somn. Dar viața nu îi se poate lua pentru că el iese din acest somn la o viață veșnică. Pentru că a preluat viața veșnică a Domnului Hristos, în care nimeni nu poate să moară, în care nimeni nu poate să păcătuiască. Tot ce se mai face se face în viața veche, nu în acea nouă. Ele sunt absolut separate. În viața veche, moarte, nu faci decât fapte moarte, lucruri care sunt. E o stare irecuperabilă, iar viața veșnică este la fel. o stare irecuperabilă, veșnică, dar viață. Sper să înțelegem acest lucru. Cain n-a înțeles aceasta, și el a dus o jertfă după roadele sale ca să-L pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cere o jertfă, așa a înțeles el, el rămâne în eroarea inimii sale și rămâne mort. Adică el nu ajunge la viață. Și acum el în eroarea minții sale crede că e tratat nedrept, pentru că Dumnezeu nu îi primește uh, jertfa. Nu o arde. Nu o primește. Și atunci scrie cuvântul biblic. Versetul 5 din uh, Geneza 4: Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a pusomânt fața. De ce? Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâhnit, te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? care e motivul? De unde vine această mânie și această posomorâre? nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit? Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Este un text fenomenal care trebuie înțeles pentru că stă chiar aici la început. Pentru că aici la început se aduc două moșteniri. Moștenirea lui Cain al îndreptățirii prin ceea ce fac eu și Dumnezeu trebuie să-mi primească faptele și ceea ce a făcut Dumnezeu și omul primește fapta lui Dumnezeu și crede în el. Foarte simplu. Abel primește oferta, primește mântuirea lui Dumnezeu și o pune în aplicare. Cain pune ceva în aplicare ca Dumnezeu să-l primească pe el. Acestea sunt cele două căi. Nu există una alta. În relațiile noastre la fel suntem. Suntem oricei care primim totul din partea lui Dumnezeu, adică luăm totul din partea lui Dumnezeu și dăm mai departe. Asta este împlinirea legii. Ori facem fapte ca să fim primiți bine. Să ni se cuvină ceea ce ni se dă înapoi după faptele noastre bune. Deci Cain n-are nicio înțelegere a ființei sale, a morții sale. De aceea el aduce lui Dumnezeu ceea ce crede el că Dumnezeu are nevoie ca Dumnezeu să-l primească. Și acum Dumnezeu nu-l primește. Și Cain se superă. Nu-i primește jertfa, pentru că Cain a înțeles starea în care el s-a născut. Și acum Dumnezeu vrea să-i o explice. Și să zice, ai grijă că păcatul pândește la ușă. Și acum trebuie să ne punem întrebarea, pândește păcatul în afară sau în interiorul ușii? De unde vine să spunem așa, Ispita. De unde vine Ispita? De la Satana, care atacă Spiritul nostru? Sau vine din interiorul inimii noastre, din identitatea noastră? De unde vine Ispita? E o întrebare fenomenal de importantă de clarificat. Și nu putem clarifica dacă nu înțelegem starea în care ne naște. N-avem cum să o clarificăm. Dacă nu înțelegem starea în care ne naștem, nu înțelegem problema umană, niciodată nu putem ajunge la mântuire. Pentru că nu știm ce trebuie să fie mântuit, ce trebuie schimbat. În Iacov, la capitolul 1, ni se, explice, ni se explică procesul. De la versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Deci ispita nu poate fi la Dumnezeu că Dumnezeu nu are uh, nevoi, de aceea nu poți nici să-L ispitești. Acum, scrie mai departe așa, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însăși și momit. Acum, Pofta ce este? Pofta nu este nimic altceva decât nevoile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Că eu când văd o mâncare bună sau o femeie frumoasă, Dumnezeu mi-a făcut să-mi fie poftă. Așa m-a creat. Pofta este doar nevoile care le avem. Pentru că dacă n-am avea nevoi, n-am avea nici pofta. Dacă Eva n-avea nevoie să cunoască, nu putea să fie ispitită. Am văzut că a putut fi doar ispitită dacă știa că nevoia ei de a trăi nu era eliminată. Pentru că aia este o nevoie primară, cunoștința este o nevoie secundară. Pentru că nu trebuie neapărat să știi totul ca să trăiești. Dar, în momentul când te separi de Dumnezeu, mor, nu mai poți să trăiești. Deci, viața este o nevoie mai mare decât nevoia cunoștinței. Pofta este doar ceea ce eu am nevoie. Și acum, știind că pofta nu poate să fie satisfăcută decât prin. Inima omului, prin identitatea sa, se pune doar întrebarea de unde îmi satisfac nevoile mele. Textul spune așa, apoi pofta când a zămislit. Ce înseamnă când pofta a zămislit? Eu am nevoile mele care sunt necesare de a trăi și unele, m-am spus, sunt și auxiliare, nu necesită neapărat... Ca să trăiesc, dar sunt tot nevoia acolo. Și eu, ca să le împlinesc, trebuie să ies din afară, din interior, să mi le aduc înăuntru. Așa a construit Dumnezeu Spiritul Omului. El să-și satisfacă nevoia prin acțiunea proprie, dar nevoia lui este în afara sa. Deci eu pot să fiu spitit numai când am nevoie. Și acum, ceea ce mă face să merg după nevoie, să-mi o împlinesc, că nevoia în mine este ceva static, să zic așa. Dar actul prin care eu îmi împlinesc nevoia se face prin identitatea în care sunt. Adică pentru cine o fac, aia determină, aia determină de unde îmi satisfac nevoia mea. Deci, pofta, și aici Iarăși, Biblia scrie doar și Iacov e foarte scurt în ceea ce descrie. Am putea zice, păi, pofta în sine e greșită. Nu e greșită pofta. Pentru că e dată de Dumnezeu. Doar că o vreau să o satisfac pentru mine e greșit. Și aceasta este o greșeală și atunci când poft o poftești pe propria ta soție. Pentru că o faci pentru tine. Tot păcat e. Chiar dacă tu zici că, oricum, este în cadrul căzniciei. Tot zămislești păcatul. Că păcatul se zămislește datorită firii noastre păcătoase. Ea zămislește păcatul, folosind pofta sau nevoia bună a Domnului, care a pus-o noi. Deci nevoia e cea care trebuie să o împlinesc. Ea este din afară. De aceea când eu, prin firea mea păcătoasă, vreau să-mi satisfac pofta, că e cu soția mea sau cu, cu cealaltă, sau orice poft ar fi, orice plăcere am, avea, orice poftă am avea, când a zămislit pofta, el dă naștere păcatului. Vedem foarte clar din acest, de această înțelegere că păcatul, actul păcătos, e un efect, nu e cauză. E un efect a combinației de a satisface nevoia ta pentru tine. De aceea, păcatul doar este o dovadă a, a zămislirii greșite și odată făptuit aduce moartea. Și versetul 16, nu vă înșelați prea iubiții mei frați. Nu vă înșelați. Orice lucru bun vine din Dumnezeu și orice lucru rău... Din inima omului, așa ne-a explicat-o și Hristos. Deci, da, nevoia mea este în afara mea. Însă, datorită firii mele păcătoase, eu vreau toate nevoile să mi le împlinesc pentru mine. Și aceasta este foarte important să înțelegem, chiar dacă eu cred că e simplu, da, unii poate să cred că e greu când mie mi-e sete și poftesc la apă și o beau pentru mine, tot păcat este, pentru că o fac în viața moartă, din care nu poate să iasă niciun lucru bun. Deci unde este păcatul? Unde este problema umană? În încercarea lui satana? În femeia frumoasă, în mâncarea gustoasă, în haine sau eu știu ce, lucruri bune, în ciocolată, în ce este ispita? Evident, Pavel spune în Roman 7 cu 20, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. V-ați supărat vreodată că ați vrut? Niciunul nu se supără că vrea. Toți ne supărăm pentru că păcatul în noi locuiește. Cain s-a mâniat. Pe cine s-a mâniat? O, oh, s-a mâniat pe Dumnezeu. Și ca să se răzbune pe Dumnezeu, îl omoară pe fratele său. El, el se mânie pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-l primește prin faptele sale. Știți că oamenii, dacă le-aș pune la mine în cabinet sau cu cine vorbesc, unde vorbesc, uite, nu mai faia, nu mai faia, nu mai faia, nu mai fă ei cu toți și-ar da silința să nu mai fac. Vorbeam acum, nu de mult cu o pacientă, o doamnă care a avut un trecut dificil, a luat droguri și acum s-a lăsat de droguri deodată. Mai fumează că nu poate să lase fumul încă, țigara, nicotină. Dar s-a împăcat și cu tatăl ei care a abuzat-o când era copil. Și vorbind cu dânsa, îi spun, da, este bine că ai, ai reușit aceste lucruri, dar ceea ce trebuie să faci nu este să lași drogurile sau să lași fumatul sau să te împaci cu tatăl tău, Ci ceea ce este ceea ce trebuie să faci este să se schimbe ceva în interiorul tău. Ai nevoie de o viață nouă în care tatăl tău niciodată nu te-a abuzat și ai nevoie de o viață nouă în care nu poți să iei droguri și nu poți să fumezi pentru că în viața cea nouă nu există autodistrugere. Ea este veșnic. Ai nevoie de o, de o viață nouă. Și atunci a uită la mine și vin lacrimi. Se zice, asta este greu. Știți? Asta e moștenia lui Cain. Cain a înființat mântuirea. Prin propriile fapte. Și această moștenire au preluat-o. Nu s-a preluat prin, uh, cum să zic, prin moștenire, ci s-a preluat pur și simplu datorită Firii Păcătoase, care nu vrea să accepte că noi suntem morți și nu putem face mic bun. Ea zice: Nu. Eu m-am lăsat de droguri și când. Am încercat femeia aceasta să explic că trebuie să fie o schimbare internă, și care, ea, când a realizat că acest lucru se poate face numai prin credință, ea vine și mi-amintește, dar m-am lăsat de droguri. Și zic, sigur e bine, dar nu e ceea ce contează că te-ai lăsat de droguri. Nu e că contează că te-ai lăsat de zahăr. Nu asta contează. Contează că. Ai o viață nouă din care trăiești altfel. În care nu mai faci lucruri pentru tine. Să știți, în fața acestei lucruri, care se poate face mai prin credință, oamenii zic că e greu. Da. Greutatea nu constă în aceea că e greu ce Dumnezeu ne oferă, adică să exersăm credința. Și greutatea constă că firea păcătoasă zice, asta e prea simplu, asta nu se poate. Ea te păcălește ca să rămâi în această viață. Și în ea să te lupți, să te lași de aia, să te lași de aia, să te ții de un stil de viață în toți. Satana a jubilat peste Cain. Lui a făcut plăcere viața lui Cain. Pentru că el a făcut exact ceea ce el a instigat religia lui. Și acum se pune întrebarea: tu, moștenitorul, cuiești? A credinței lui Abel? care, cu care Dumnezeu vorbește. Sau ești moștenitorul credinței lui Cain, în care Dumnezeu trebuie să satisfacă nevoia, în care tu te duci la Dumnezeu și dacă El nu-ți dă ceea ce ai cerut, te super pe El, în care tu performezi orice lucru bun să faci, numai ca El să te primească. Când El va zice, viața în care te-ai născut, E irecuperabil. Nu poți să vii la mine decât cu o viață nouă, pe care eu ți-am oferit-o, pe care nu eu trebuie să o preiau, ci tu trebuie să o preiei prin credință. Ori de câte ori vorbesc cu pacienții mei și pun în fața acestei alegeri, văd ce luptă se dă în ei. Ar fi simplu să le spun: Nu mai mâncă asta lasă-te de asta. Nu mai fuma, nu mai bea. Ar fi foarte simplu pentru ei. Și s-ar duce și ar face. Și satana le-a dea putere să o facă. Pentru că n-ar vedea înșelarea inimii. N-ar vedea că trebuie să aibă o viață și o inimă nouă. Un duh nou și statornic. A fel și eu m-am născut în această viață. Și în religia lui Cain, pot să zic așa. Chiar dacă consider că biserica mea e biserica lui Dumnezeu, tot religia lui Cain o avem. Aproape nu aud pe cineva predicând religia lui Abel. Moștenia lui Abel aproape că nu există. De aceea nu avem nici succes. De aceea nici nu nici nu răzbim în viață. Pentru că încercăm să reformăm nenorocita asta de viață vechi. Așa m-am născut în biserică, mi s-a spus ce trebuie să faci, ce nu să faci și a trebuit să ajung la 39 de ani în care Dumnezeu mi-a făcut clar problema o ai în interiorul tău și ea te chinuie. Chinuia la vine din inima ta și cât timp nu o vezi că ea te chinuie ca să o răstignești și să crezi într-o viață nouă. Dar nicio șansă. Nicio șansă. Aceasta este singura cale de mântuire. Da, există un timp în care aceste două vieți, așa zis, sunt paralele. Adică eu am început naștea din nou pe 7 iunie 2003. Dar astăzi, când fac răul, știu că o fac din viața veche. Și este mereu o descoperire să zic viața veche încă mă distruge. Dar n-am cum să o reformez decât să o aduc la cruce și să o iau pe aia nouă și să trăiesc din ea. Și viața nouă spune, eu sunt copilul favorizat al lui Dumnezeu. Viața veche zice, tu ești Dumnezeu, ție ce ți se cuvine. Uite ce faci. Pune accent pe mine însum. Identitatea nouă pune accent pe tatăl meu. El îmi este originea mea. Sunt născut din el. Și dacă sunt născut din El și unit cu El, nu pot să fac niciun păcat. De aceea această viață este o viață veșnică. Niciodată nu ni se mai poate lua. Pentru că ea este veșnică, noi o ținem prin credință. Și în ziua când va veni, în zile noastre, ne o va da în mod real. Acum o trăim prin credință. Dar credem și știm că viața asta e moartă, irecuperabilă. Asta înseamnă moarte. Aceasta este o viață veșnică. La fel, nu mai se poate da la o parte. Viața care a făcut-o Hristos rămâne veșnică. Doar dacă eu ca individ intru în ea sau nu, aia este, nu-i treaba Domnului. Asta este treaba fiecărui individ în parte. De aceea, moștenirea cui vrei să o urmărești? Moștenitorul cui vrei să fii? A lui Abel, a cărui sânge sau care viață neprienită strigă la cer și vorbește, cum zice în evrei, vorbește încă și astăzi. Sau vrei să mergi pe moștenia lui Cain, în care te bazezi pe ceea ce faci, în care tu îți dai silința, în care te chinui, în care vrei să faci totul pentru tine și pentru mântuirea ta. O, cât de mulți, cât de mulți au religia lui Cain și cât de puțini au religia lui Abel. Și cei mai păcăliți sunt ăia care cred că religie religia lui Abel, dar în practică, practică religia lui Cain. Dumnezeu trebuie să vorbească și cu noi, ca și cu Cain. Să ne apară și să ne zică, fiule, de ce te-ai mâniat? Ai o problemă internă. O schimbi pe ea. Ai rezolvat viața. Ai rezolvat problemele tale. Dumnezeu l-a iubit pe Cain și nu l-a lăsat. I-a prelungit viața, adică viața aceasta moartă, dându-i o șansă să vadă că este mort, ca să poată să iasă din ea. Nu raportează Biblia nicăieri că el s-ar fi pocăit. De aceea credem că el a rămas nepocăit. Dar nu trebuie să fie așa cu tine. Nu trebuie să fie așa cu oricine care ascultă vestea cea bună. În orice moment, cât timp mai putem să pricepem, Dumnezeu ne dă harul și oferta. Prin moarte să ieșim din moartea veche, din viața veche care e moartă și să luăm viața nouă și să trăim prin ea. Amin.